Ia uitați-vă, prieteni, și în ziua de azi, Windows 7 oferă update. Windows 7, ia să vă arăt. Ia uitați-vă. Ia. Framework, da? Ia, Windows 7, stați să vă arăt, să nu spuneți că nu e Windows 7 sau ceva. Ia. Windows 7, ia, Ultimate. Service Pack 1, da? Deși în ziua de azi oferă update. Windows 7-le, da? Ia uite, install, accept, finish, da? Și începe să downloadeze și să instaleze anumite actualizări pe care le mai dă. Un net framework și pe acolo 574 de megabytes, da? De update. Așa că și la Windows 10 nu vă mai faceți griji că nu mai se dă, nu mai face, nu mai drege, pentru că și după 2025 o să mai dea update Microsoft-ul și așa mai departe. Dacă și în ziua de azi îmi dă Windows 7-le, atunci vă dați seama. Bine, cam atât am vrut să vă arăt, pentru că de mult n-am mai instalat Windows 7 pe un PC mai vechi. Asta e. Și uite că oferă update, da? Da? Bun. Și în ziua de astăzi. Bine. Vă salut!